30 octombrie. Sfântul Cleopa, frate mai mic al Sfântului Iosif Logodnicul, care, călătorind în Emaus cu Sfântul Luca, a văzut pre Domnul după înviere și după o vreme evreii l-au ucis în aceeași casă unde a cunoscut pre Hristos înviat prin frângerea pâinii. Se spune că dacă ciorile toamna fac zgomot de cu seară în cârd, zăpada e în curând aici. La fel, dacă toamna vin stoluri de grauri și se pun printre vite la câmp, e semn de toamnă lungă.